So I know you celebrate your Independence Day on December 1st, right? Yeah! Today, where we come from, where I am, today is our Independence Day. It means a lot to me. Thank you. Sincerely, thank you. So today, I was in my hotel, and I was thinking, how can I talk to Romania about my independence? So, what I did is I wrote Thank you. That is really special. Thank you. So like I was saying, I was in my room and I wanted to talk to you about something, but I'm not good with like spur of the moment, like, you know, off my tongue. I get anxiety. So I wrote something, but I invited a friend of mine to read it to you in Romanian. Is that okay? Ladies and gentlemen, please. Come on, it's okay. Make some noise for this young lady. All right, get up there. All right, from me to all of you, please. I know, I told you it was a fucking speech. So guys, please, for me, listen. Astăzi, pentru noi, este ziua independenței, o zi în care noi, ca americani, onorăm libertatea noastră ca țară și ca națiune unită. Astăzi, stau în fața voastră ca și cântăreț și ca vocea unei trupe de rock and roll heavy metal. Și deși sunt două lucruri complet diferite, ele merg perfect împreună. Am fost binecuvântat și voi rămâne întotdeauna recunoscător, nu doar un american, dar și un călător al lumii. Am ocazia să văd și să experimentez toate tipurile de culturi, idei, idealuri și oameni. Am ocazia să intru în contact și să comunic cu oamenii din toată lumea, fiecare unic în felul său. Dacă am învățat un singur lucru din toate aceste călătorii, este asta. Toți vrem aceleași lucruri. Cu toții vrem libertatea de a fi noi înșine. Cu toții dorim dreptul de a spune ce gândi și de a fi auziți. Cu toții vrem să ne creștem familiile în pace. Cu toții vrem să avem un mediu pașnic în care să creștem și din care să învățăm cât mai multe. Cu toții vrem să ne putem susține familiile. Cu toții vrem să avem grijă de cei pe care îi iubim. Cu toții vrem să avem experiența vieții. Cu toții vrem să trăim liberi. Așa că în această seară vă rog pe toți, alăturați-vă într-un moment de liniște. Nu doar pentru țara mea, dar și pentru a voastră. Nu este un moment de reculegere, este o sărbătorire a acestui moment, acum, aici, împreună. Și să continuăm să creștem ca planetă, să acceptăm și să ne ajutăm reciproc. Hai să luptăm pentru ceea ce este corect. Vă apreciez pe fiecare dintre voi. Și vreau să știți, Five Finger Death Punch has always got your six.